Ministrul Educației a modificat structura anului școlar. În urma consultării cu toți factorii implicați, s-a decis ca vacanța de primăvară să fie prelungită pentru toți elevii, cu excepția claselor terminale a 8-a și a 12-a, care fac ore online în luna aprilie. Evaluarea națională și bacalaureatul vor fi la datele stabilite, iar semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână. Consultările cu partenerii de dialog social de la sediul Ministerului Educației au vizat calendarul și modul de organizare a examenelor naționale, precum și propunerile de modificare a structurii anului școlar 2020-2021, având în vedere situația epidemiologică. Sindicaliștii din învățământ nu văd cu ochii buni aceste modificări și sunt de părere că structura anului școlar ar trebui respectată așa cum este. Putem înțelege și argumentele ministerului, pentru că după două zile am fost și noi chemați și au avut loc consultări și se pot înțelege argumentele ministerului, dar cred că lucrurile astea nu trebuie lansate așa în media pur și simplu sau pe rețele, pur și simplu ele trebuiau discutate înainte ca să se cunoască motivele, să se cunoască ce și cum și de-abia apoi să se ia o decizie după ce se țină cont și de părerea tuturor celor implicați. Deci din punctul ăsta de vedere, Ministerul Educației a greșit. Atât părinții cât și profesorii spun că vacanța prelungită nu este tocmai prielnică pentru elevi, însă datorită condițiilor actuale cauzate de numărul mare de infectări, este de înțeles măsura luată de Ministerul Educației. Într-adevăr, o vacanță de atâtea săptămâni scoate elevul din ritm și apoi elevul se întoarce la școală luna mai, când trebuie să încheie anul, mă rog, cu toate celelalte examene sau ce Dumnezeu să se mai dea pe final de an. Îl scoate puțin din ritm și nu este firesc. Dar astea sunt condițiile în momentul de față. Nu prea ai ce să faci. Și predarea online, vedeți că depinde foarte mult și de bunăvoința elevului și a părintelui. Măsura în care au ceea ce le trebuie și în general există, măsura în care sunt disponibili să intre la orele respective, să nu practici acest sistem când își închin camera video și microfonul și nu știi dacă copilul este în spate sau nu este în spate, îl găsești prin alte părți și, bineînțeles, totul dublat și de o anumită disponibilitate a copilului de a lucra independent după ceea ce s-a încheiat predarea online. Deci depinde foarte mult aici și de părinte și de elev și așa mai departe. Conform modificărilor, vacanța de primăvară va începe în 2 aprilie până în data de 4 mai pentru toți elevii, mai puțin cei din clasa a 8-a și a 12-a. Semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână pentru toate clasele, cu excepția claselor terminale, iar anul școlar se va încheia pe 25 iunie pentru toți elevii, mai puțin cei din clasa a 8-a.